Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări live și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le prezentăm în fiecare zi. Discutăm astăzi despre noile provocări pe care Corvinul Hunedoara le are în 2024. După cum bine știți, anul 2023 a fost unul fructuos din toate punctele de vedere pentru această echipă. O echipă de suflet nu doar a municipiului Hunedoara, ci îmi permit să spun a întregului județ. Vom vedea care vor fi următoarele mutări pe această tablă destul de interesantă a fotbalului hunedorean, dar și românesc, pentru că am reușit și au reușit albaștrii să ducă la un alt nivel jocul în întreaga țară, de ce nu? Pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe Florin Maxim, antrenorul principal al Corvinului. Bună ziua, la bună mulți ziua. Ani, că la nu ne-am ani, văzut anul mulți acesta. Ani. La mulți ani. Ați intrat cu forțe proaspete în 2024, deja a avut loc și primul antrenament. Cum sunt băieții acum după sărmăluțe, după sărbători, după petreceri? Că mă gândesc că fiecare s-a mai destins așa puțin în această vacanță pe care ați avut-o. A fost o vacanță bine meritată, cam lungă, am mai spus lucrul acesta, nu prea am fost obișnuit cu astfel de vacanțe, dar a fost totodată și benefică. Băieții au venit foarte bine, au avut și un program de antrenamente, au venit cu chef de muncă, cum se spune, am reluat antrenamentele, avem o săptămână deja. Sunt foarte mulțumit de cum arată și de cum decurg antrenamentele. De acum știm cu toții, este o perioadă mai grea, mai încărcată pentru sportiv, dar aceste perioade de pregătire ne întăresc și ne ajută să fim competitivi. Haideți să vedem și câteva imagini de la aceste antrenamente, pentru că au început așa pe o vreme nu chiar favorabilă antrenamentele, cred că chiar din prima zi au prins și ceva din soare, frig, destul de puternic, așa cel puțin pentru cei care sunt afară și fac antrenamente. Să vedem și imaginile și discutăm și pe baza acestora. După cum spuneam, iată, se poate observa cum a debutat antrenamentul, primul antrenament din acest an pentru Corvinul. Băieții par destul de în formă, cel puțin așa pentru noi, cei care nu suntem atât de fin cunoscători. Să știți că sunt bine, am luat în calcul această primă săptămână de reacomodare la efort. Temperatura, cum v-am spus, și condițiile meteo le cunoaștem. Până la urmă, este iarnă. Acestea sunt condițiile pe care ne-am pregătit cu toții de-a lungul carierelor noastre și încercăm să trecem sănătoși peste această perioadă de pregătire, cum am spus, benefică. Cumva am alternat puțin partea de readaptare la efort fără minge cu cea cu minge. Băieții au arătat, încă o dată, mă repet, au arătat foarte bine în antrenamente. Au trecut și testul cântarului? Da. Testul cântarului, la noi se face în fiecare zi. Cântarul își notează fiecare greutatea și n-au fost probleme în acest sens. Au fost și câțiva absenți de la acest antrenament și din câte discutam și cu Claudiu, cu Claudiu Sav, Lică a lipsit de la Lică acest antrenament. Sunt probleme grave? Nu. Lică a reluat antrenamentele. De joi a început antrenamentele cu noi. A avut o problemă de sănătate mică. El a venit, a fost alături de noi, doar că n-a putut ieși afară la alergare, dar și-a revenit, e 100%. Sunt inevitabile cumva aceste probleme de sănătate. Important este să nu fie prea grave sau sunt și jucători care după un an 2023, așa cum spuneam puțin mai devreme, destul de dificil așa în forță a fost tot anul, sunt jucători care au anumite probleme care de sănătate care ar putea să le pună poate în pericol activitatea lor? Nu, chiar nu au fost probleme în acest sens și chiar mă bucură acest lucru. Am avut tot timpul o comunicare și sper să o am și de acum încolo, când vorbesc că am întreg stafful nostru, trebuie să fie în strânsă legătură cu jucătorii și ei să fie deschiși, să-și spună, nu știu, off-urile și
suntem până la urma urmei oameni, că tot timpul discutăm aceste lucruri în vestiar. S-ar putea să nu doarmă bine, să avem un antrenament intens și faptul că ascund acest lucru s-ar putea să-i țină departe de teren mai mult timp. De aceea eu vreau să fim deschiși, să comunicăm, să, nu știu, n-au fost cazuri, dar cumva să știi că am mai menajat jucători, chiar dacă ei își doresc. Și eu am fost jucător și poate înțelegi foarte bine ce se înțeleg și antrenorii la rândul pe care i-am avut la rândul lor aveau discuții cu noi, cu jucătorii, și să știi că au fost momente când și eu poate am spus că, nu știu, mă simt mai încărcat și aș avea nevoie de un astfel de altfel. Ai fost înțeles la acea vreme și iată că aplici cumva vreau să fiu strategie. Deschis, vreau să fiu deschis și ei să fie deschis și tot timpul să avem o comunicare și să iasă tot timpul ceva benefic. Se vor produce schimbări în lotul actual sau cel pe care l-am știut noi în 2023? Vor pleca jucători? Vor veni jucători noi, poate? Elton a plecat. În mare a fost și decizia lui. Elton da Silva. Da, Elton da Silva a plecat. A plecat alături de fratele său la Reșița. A fost o, nu știu, mai mult o dorință de-a lui, pentru că nu prea a jucat. La vârsta lui știm cu toții că ai nevoie de jocuri, ai nevoie să fii în formă și cumva l-am înțeles. Plecări, nu știu, o plecare maxim și mai sunt câteva veniri. Vrem să ne întărim compartimentul juniorilor, vrem să aducem 2-3 copii buni pe care noi i-am identificat. Sperăm să îi putem aduce, să ne întărim la acest capitol și în rest nu vor mai fi schimbări. Deci în partea, ceea ce ține de juniori acolo vor fi schimbări, să spunem, vă pregătiți cumva. Plus se știe că vor ajunge și 3 sau 4 jucători din Nigeria. Bogdan Apostu a fost și i-a văzut acolo la o selecție unde au fost 450 de copii din 10 academii. Bogdan a identificat câțiva copii buni. Eu cred că, nu știu, și ei și noi vom avea doar de câștigat, pentru că sunt niște copii care vor să facă performanță, sunt niște copii buni din ce am văzut și sperăm să ne iasă. Probabil cei care ne urmăresc acum vor spune de ce Nigeria, noi nu mai avem copii, în țară nu ați reușit să identificați juniori care ar putea să vină, să transforme cumva poate și visul în realitate de a juca aici la Corvinul? Să știți că și noi avem niște copii pe care ne bazăm, dar copiii buni, să știți că la noi în țară costă. Deci underii, cum le spunem noi, jucătorii care sunt sub vârstă, costă. Echipele mari cumva, nu știu dacă au dreptate, dar în momentul în care solicit un jucător, ei au dorința de a și juca, asta nu putem să le garantăm. Dar jucătorii nigerieni, să știți că doi dintre jucătorii pe care i-a identificat și Bogdan au fost semnați în Anglia, un jucător în Anglia și un jucător în Turcia, în primele ligi. Așa că sunt jucători cu calități, sunt jucători care, eu nu spun de jucătorul român că nu are foame de performanță, dar, nu știu, aș vrea să-i văd mai hotărâți și acum am luat din propria pepinieră, am luat 3-4 jucători la pregătire cu noi, dar aș fi, nu știu, m-aș fi așteptat să arate mai bine. Nu sunt atât de determinați? Sunt, dar cumva parcă i-a luat prin surprindere convocarea la echipa mare să facă parte din lotul nostru. Nu că n-au venit pregătiți, dar mă așteptam la mai mult din partea lor. Poate doar începutul, încet, încet își vor intra așa în mână. Eu am mai discutat, eu n-am avut vacanță și vorbeam de vacanța lungă pe care am avut-o acum ca antrenor. În momentul în care e jucător, nu prea ai vacanță.
asta ți-e meseria și cumva dacă juniorii au terminat și au avut o lună jumătate de pauză, e greu cumva să vii și junior și să faci și față rigorilor de antrenament de la echipa mare. De aceea cumva spun că m-aș fi așteptat la altceva. Nu că nu sunt bine, dar m-aș fi așteptat să fie puțin mai pregătiți. Sunt pe mâna dumneavoastră acum. Exact, dar ei trebuie să înțeleagă, jucătorii noștri sunt deja la un nivel și ca să faci față măcar la antrenamente trebuie să fii pregătit. De aceea spun că acea lună poate jumătate... Poate trebuie să lucreze mai mult decât o fac cei experimentați. Nu mai mult, nu neapărat mai mult, dar să lucreze. Atâta timp cât tu ai luat vacanță și o lună jumătate n-ai făcut nimic și te aștepți să vii la echipa mare să faci față, s-ar putea să realizezi că... În condițiile în care viața profesională a unui fotbalist este destul de scurtă și intensă, să spunem. Scurtă, intensă, aici depinde de fiecare jucător în parte. Noi suntem acolo să-i susținem și pe copii. Eu nu am spus că nu sunt mulțumit, dar și ei au, probabil și ei și părinților și antrenorilor de la grupe au niște păreri și niște așteptări care nu întotdeauna sunt conforme cu realitatea. Așteptări sunt și din partea staff-ului, nu? Așteptările sunt din partea tuturor, exact. Dar eu vreau să spun că ei, copiii în ziua de azi și părinții, cumva accelerează procesul acesta. Nu știu, discutam zilele acestea cu un prieten de-al meu și discutam referitor la transferul lui Drăgușin la Tottenham. Drăgușin a plecat în Italia la 16 ani, este un copil pe care îl cunosc, juca la Regal Sport la București, un copil născut 2002, eu aveam grupa de 99 și chiar l-am văzut la câteva meciuri și îți sărea în ochi de atunci. Era un copil, n-avea 16 ani, cred că după campionatul acela terminat a plecat în Italia. Deci au fost 4-5 ani când el s-a dezvoltat. Nu poți să faci pasul de la, nu știu, de la junior la o echipă de seniori. De asta ziceam cumva că se grăbesc, că au nevoie de timp, au nevoie de acomodare, au nevoie să înțeleagă ce le-am spus, că nu îi menajez ce v-am spus dumneavoastră, le spun și lor. Pentru că atâta timp cât ai niște așteptări, trebuie să mi le arăți în teren și în antrenamente. Trebuie să fii pregătit. Și fizic și fizic, mental probabil pentru aceste provocări, că iată vorbim despre provocările. Fizic, am luat jucători de 2006-2007, sunt jucători de 17-18 ani. La nivelul fizic pot să lucrez, dar trebuie să vii un pic pregătit pentru antrenamente, pentru, nu știu, pentru vestiar. Sunt specialiști care îi pot ajuta în acest sens să le arate puțin altfel lucrurile, pentru că cumva este evident, la 16-17 ani ești luat așa puțin de val și din alte puncte de vedere și atunci probabil că nu înțeleg anumite aspecte atât de bine sau nu le tratează poate cu așa mare seriozitate precum o fac seniorii. Și poate un ajutor în plus le-ar fi de bun augur. Avem acum și psihologi și, nu știu, mental coaching, poți să faci mental coaching, dar până la urma urmei trebuie să vină dinăuntru tău, trebuie să-ți placă lucrul pe care îl faci. Nu cred că, nu știu, ai nevoie de niște persoane din exterior să spună să-ți faci treaba sau... Ai, normal că te pot pune pe o direct, te pot îndruma, dar până la urma urmei tu trebuie să alegi. Dacă în momentul în care ai hotărât să faci sport, trebuie să știi că nu poți să mai pierzi nopțile astea, trebuie să ți le spun eu sau deși, că le simți. La nivel național au mai avut câteva exemple de pierdut nopți și așa mai departe și atunci ce au zis, iată că se poate și așa, doar uite, că sport nu e în chiar. Ultimul timp și cât am fost jucător și antrenor, am fost antrenor secund și în Liga 1, să știi că lucrurile acestea, nu știu, sunt răzlețe sau chiar deloc, pentru că și-au dat seama. Dar și... Dar intens dezbătute. Dezbătute un pentru senzațional. Că acum generalizăm. În momentul în care, nu știu, la o echipă iese un jucător, cumva generalizează și fac din țânțara armăsar. Dar cumva jucătorii, să știi că și-au dat seama că nu mai pot performa. Uite, mă gândesc la FCSB și performanțele echipei naționale.
probabil și-au dat seama, uite, aici pot să-ți enumăr câțiva jucători. Florinel Coman cumva a transformat cel puțin de un an jumătate din punct de vedere fizic, e alt jucător. Olaru, nu știu, mai sunt o groază de jucători și moldovan de la Rapid. Sunt jucători care își dau seama ieșind în Europa și întrecându-te cu alți jucători că trebuie să faci puțin mai mult pentru a ajunge la un nivel. Bun, asta se întâmplă la juniori. Spuneai puțin mai devreme că și la seniori vor mai fi mici schimbări. Ne dai și nume? S-a stabilit deja cine va veni? Sau... Nu ne-am propus. Avem un lot bun. Am avut, ți-am spus, Elton a fost cumva... Excepția pentru că și-a dorit și el să plece, cumva l-am înțeles, a fost și din partea noastră faptul că nu a jucat și s-au impus Manolache cu Lică, plus mai avem acolo încă doi juniori pe care noi ne bazăm în continuare, Nicolae și cu Pop pe acele poziții și cumva era greu pentru Elton să joace și cumva asta a fost singura plecare. Acum ne mai gândim. V-am spus, doar maxim un jucător va mai pleca și la nivel de senior nu cred că mai aduce. Ne dați și nume? Cine va fi acel jucător? Încă nu. Nu ați purtat discuții? Nu. Încă nu avem discuțiile. Rămâne de văzut. Sunt convinsă că ne veți spune la momentul potrivit cine va fi acel jucător care va pleca, dar și cine va veni în echipa Corvinul Hunedoara. Corvinul Hunedoara este o emblemă, așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni. Și mai mult a devenit un simbol după ce ați ajuns în Liga a doua. Cu multă muncă, ce-i drept, își doreau și suporterii să ajungeți aici. Acum, probabil, presiunea este și mai mare, pentru că mulți vă văd în Liga a întâi, doar că aici lucrurile poate ar trebui puțin explicate. Am văzut de foarte multe ori și în mediul online comentarii cu privire la acest lucru, că sunteți foarte buni, ar trebui să fiți acolo în Liga 1. De ce nu se întâmplă acest lucru? Deși unii cunosc foarte bine de ce nu se poate, dar în continuare sunt hunedoreni și nu numai, care vă văd deja acolo și nu înțeleg de ce nu se întâmplă. Suntem un club de drept public, nu avem drept de promovare, cum nu au nici încă șapte cluburi din Liga a doua. Noi știam lucrurile acestea înainte să înceapă campionatul. Acum că suntem pe un loc direct promovabil, suntem pe locul 2, cumva există o frustrare pe această cale, mai mult a susținătorilor noștri, dar anul viitor se vor schimba datele problemei, vom avea drept de promovare, asta nu înseamnă că și promovăm. Lupta, ați văzut și anul acesta, au fost 3-4 echipe care și-au exprimat dorința de a promova și nu sunt în primele 6. Cumva depinde foarte mult de începutul de campionat, depinde de grupul pe care l-ai, să nu faci foarte, foarte multe schimbări la nivelul lotului, pentru că noi așa am mers și după primul an când am ratat promovarea, am ținut un nucleu de bază, așa am încercat și acum, după ce am promovat, am ținut acel nucleu, am mai adus încă 4-5 jucători, care noi credeam și nu ne-am înșelat că se vor plia pe ceea ce vrem noi și pe ideea noastră de joc. Ați reușit cumva să închegați cumva echipa și să aveți rezultatele pe care vi le-ați dorit, pentru că 2023 ați avut foarte puține meciuri pe care le-ați pierdut. Exact. A fost un an foarte, foarte bun și pentru mine și pentru jucători și pentru club și pentru toată suflarea corvinistă. A fost un an de referință pentru că în oraș, în județ, cumva nu au mai existat satisfacții la acest nivel. Cel puțin de 15 ani echipa n-a mai fost în Liga a doua. Ne-am bucurat de sprijinul tuturor. Au fost foarte mulți susținători la stadion. Au crescut de la meci la meci, țin să le mulțumesc pe această cale și tot timpul le-am mulțumit și așteptăm în continuare. Și asta vorbim
credem zi de zi cu jucătorii în vestiar. Prin jocul nostru noi îi atragem la stadion și vrem să ne facem treaba cât mai bine. Și ați reușit să doborâți câteva recorduri și în ceea ce privește numărul celor care s-au aflat în tribune la meciurile pe care le-ați Exact, avem cea mai mare aici. Medie de suporteri, de spectatori la jocurile de acasă. Chiar asta... și în deplasare, că sunt destul de mulți suporteri care vin după voi oriunde în țară să unde știi jucați. Că ne-am bucurat la fiecare meci, n-am fost o echipă care să nu fiind susținută de suporteri, am fost la fiecare meci susținut și încă o dată țin să le mulțumesc tuturor, mai puțin de ultimul meci pe care l-am jucat la Oradea cu Pecica. Da, avem câteva imagini să vă readuceți și dumneavoastră aminte, stimați spectatori, cum a fost acel meci pe un teren greu de explicat de ce arată așa? Așa a fost, UTA a jucat meciurile de acasă acolo. Terenul, nu știu, nu a susținut meciurile repetate, au avut două meciuri pe, cred că nu era chiar așa, dar era foarte, foarte moale suprafața de joc. Asta a fost, jucătorii s-au adaptat foarte, foarte bine la starea gazonului, au făcut o abstracție de starea lui și au reușit să câștige și într-un mod clar. Cred că au fost șase, mi-aduc bine aminte, șase goluri au fost marcate atunci de către Alba-Albaștri. Un meci dificil din cauza terenului mai mult, cred, nu neapărat din cauza adversarilor. La nu? Fotbal, sau? Noi i-am studiat, era o echipă imprevizibilă, atâta timp cât îi lăsai să joace, puteau să-ți pună probleme. La 1-0 chiar au avut o situație de 1-1, au mai avut încă două situații dintr-o fază fixă și dintr-o centrare din partea laterală. Da, băieții s-au achitat foarte, foarte bine de sarcini și efectiv nu le-a dat nicio șansă adversarilor. Asta contează probabil cel mai mult, să nu-ți lași adversarul, nu să-și facă jocul. Veniserăm și după acel meci câștigat la Steaua și cumva... Moralul era unul foarte bun, nu? Era moralul ridicat, dar cumva credeam că poate am obținut maximum și acum trebuie doar să fim pe teren și vom lua cele trei puncte, pentru că eram într-o grupă și contau, se juca pe puncte. Dar băieții au arătat foarte, foarte bine în momentul venirii de la București, toată lumea a fost concentrată și s-a văzut pe teren. Deci bucuria de care spuneam puțin mai devreme, bucuria suporterilor care s-au deplasat la Oradea împreună cu jucătorii pentru a-i susține, lucru care cred că contează enorm și pentru moralul jucătorilor. Foarte mult. Să fii jucător de fotbal la o echipă și să ai susținători la fiecare meci și după tine, nu poate decât să te bucure, cumva să te motiveze, să-ți arate că nu ești singur și să te facă să mergi mai departe și asta e un aspect pozitiv. La clubul nostru chiar vin suporterii la meci să ne susțină. Încet, încet începeți, intrați în pâine, așa cum se spune, pe lângă aceste antrenamente care sunt... Nu, e normal să aibă loc acum în această perioadă, urmează și amicalele și în curând veți intra în pâine. Sâmbătă avem primul meci la Simerea cu Dejul, după care jucăm marți la Sibiu, pe un teren sintetic împotriva Medeașului, pe care vom juca vineri acasă cu Dumbrăvița, pe care tot acasă cu Oradea. Plecăm într-un stagiu de pregătire în Turcia, unde avem trei meciuri amicale, ne întoarcem și intrăm după aceea în ultima săptămână premergătoare jocului. În aprilie, la începutul lunii aprilie, veți avea un meci destul de interesant. Da, e meciul așteptat. Cu CFR Cluj, nu? Tuturor le spun că până în aprilie nu se știe clar data, 2-4, undeva acolo se va disputa în intervalul acesta, dar până să ajungem la acel meci, noi trebuie să fim sănătoși până la acel meci, începe campionatul. Mai sunt meciuri, se pot întâmpla multe, deci eu nu stau să mă gândesc la acel meci, pentru că
mult prea departe până atunci. Aveți emoții pentru acel meci, să am înțeleg? Am emoții la fiecare antrenament, crede-mă, la fiecare meci, la fiecare, nu știu, întâlnire cu jucătorii. Am emoții să fim sănătoși, să terminăm antrenamentul cu bine, să ne atingem obiectivele. Am niște emoții constructive, vreau să cred că nu m-au copleșit, vreau să stau liniștit, să iau cele mai bune decizii în timpul jocului și alături de staff-ul meu să le dăm cele mai bune informații jucătorilor, să ne atingem obiectivul, că asta contează până la urmă urmei. Dar nu va fi un meci ușor acesta cu Clujul, nu? E campioana României în ultimii 5 ani de zile, am scos deținătoarea trofeului Sepsi OSK acasă. După un meci, la fel, nu a fost un meci ușor, dar băieții s-au achitat foarte, foarte bine de sarcini. Nici n-am avut foarte, foarte mult timp la dispoziție să pregătim jocul. Au fost două antrenamente, le-am făcut analiza video, am discutat alături de jucători, am încercat și am și reușit să le blocăm punctul lor forte pe Ștefănescu. În acel meci chiar nu a contat. Băieții au reușit să facă un meci foarte, foarte bun individual, cât și ca nivel de echipă, de grup. Am arătat foarte, foarte bine și fizic împotriva unei echipe de Liga 1, deci atâta timp cât ești focusat și faci lucrurile cum trebuie, n-a fost simplu, pentru că noi am avut un meci la București sâmbăta și marți am avut meci cu o echipă de Liga 1. E mai dificil în deplasare în aceste condiții să îți păstreze cumva concentrarea? E un meci la București, facem cât facem cu mașina și vezi cât facem cu autocarul. E greu de spus cât faci, pentru că nici cu mașina nu prea știi cât faci până la București. Acea valea Oltului care, nu știu, e o loterie. Dar am făcut undeva la 7 ore jumate dus, 8 ore întors, deci a fost solicitant, dar băieții au trecut de gradul acela de oboseală și când îți propui niște lucruri, trebuie să și suferi. Tot timpul le spun asta, cumva eu fac acest lucru de când m-am născut, de la 3 ani, de când am luat mingea la picior. Mai departe continu la junior, după aia am avut o carieră ca jucător, am terminat ca jucător și am rămas în fenomen și nu pot să fiu decât, să mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa să fac de mic ceea ce mi-a plăcut și să continui în acest sens. Cumva și aceste lucruri nu e tocmai plăcut sau ușor de fiecare dată să te trezești și să faci o muncă fizică până la urma urmei, că asta facem ceea ce ne place, dar antrenamentele sunt solicitante, dar punând în balanță și comparându-ne cu alte meserii, cred că suntem atinși de o rază din cer cumva. Cu siguranță asta se întâmplă. Spuneai puțin mai devreme că primul amical din 20 ianuarie cu Unirea Dej se va juca la Simeria. Da. Între timp, de anul trecut până anul acesta, s-au mai schimbat unele lucruri și Corvinul Hunedoara își va desfășura mai nou meciurile aici în Simeria. De ce? Meciurile amicale. Tocmai protejând suprafața de joc a noastră, nu a arătat așa bine. Noi ne-am continuat antrenamentele și înaintea meciului cu Steaua și au fost acele condiții meteo nu tocmai bune. Terenul nostru s-a cam deteriorat și am ținut cumva să-l protejăm, să-l avem și pentru meciurile de acasă și pentru acel meci de cupă, să-l avem în niște condiții bune. Și am solicitat să avem undeva unde să ne desfășurăm jocurile amicale și antrenamentele. Cei de la Simeria au răspuns solicitării noastre și o să ne desfășurăm antrenamentele și meciurile amicale la Simeria. Se va întâmpla acest lucru și după ce vor demara lucrările pentru noul stadion de la Hunedoara, acel stadion mult așteptat și de către hunedoreni și de către jucători, probabil. Asta nu pot ști. Eu știu ce mă interesează pe mine acum, imediat. Am avut nevoie de teren de antrenament și pentru meciurile amicale. Cei de la Simeria au răspuns pozitiv. Mai departe, nu știu ce se va întâmpla, chiar nu știu, nu pot să vă dau un răspuns în acest sens.
Nu știu unde se vor desfășura jocurile în momentul demolării stadionului. Rămâne de văzut, acestea sunt decizii pe care nu le ia antrenorul. Sunt și cei din administrația locală, exact, care vor decide, probabil pentru că și ei sunt... Păi să vă spun, în județ ar fi Petroșani, unde am putea juca, deși se știe rivalitatea noastră a suporterilor noștri cu cei din Valea Jiului, cu cei de la Jiu, Petroșani, cumva... Nu că e exclusă, dar... N-ar fi o idee chiar bună. Nu știu dacă ar fi sau nu, eu doar vă spun. Ar mai fi Călanul și ar fi Simeria. Cam astea ar fi locațiile unde am putea să ne desfășurăm meciurile. Acum, nu știu dacă un stadion din cele numerate de mine ar putea găzdui un meci de Liga a doua. Trebuie făcute niște cosmetizări la bazele de... Da, din păcate suntem deficitari noi ca județ la acest capitol. Da, cumva... Prea puține investiții au fost făcute. Nu știu dacă investițiile, dar lipsind fotbalul de performanță, cumva poate au fost lăsate pe plan secund. Dar probabil cu Corvinu Hunedoara, care a pășit în Liga a doua, să reneaștem un pic fotbalul în județ. Eu zic că ați reușit deja să faceți acest lucru. Eu zic cumva să renaștem în județ și celelalte echipe, cumva să prindă viață. Cum veți aborda acest an? V-ați gândit la noi strategii? V-ați gândit, asta am înțeles, unele mici modificări în ceea ce privește lotul vor fi făcute, dar nu va afecta probabil jocul atât de mult. În schimb, abordările pe care antrenorul Corvinului le are în ceea ce privește și meciurile care vor urma, meciurile grele, pentru că amicalele, mă gândesc că sunt tratate cu puțin mai multă relaxare. Meciurile amicale, cine mă cunoaște, cumva urmăresc interesul, este un meci de antrenament până la urma urmei, dar vreau să-l câștig. Eu așa mă cam ghidez. Meciul următor vreau să-l câștig, fie că e meci amical, fie că e meci oficial. Da, eu cumva diferit față de anul trecut, pentru că jumătatea anului ne-a prins în Liga 3-a, după aia am promovat în Liga 2-a, e cu totul altceva la Liga 2-a. Depinde, nu știu, noi ne-am propus la fiecare meci să arătăm bine, să jucăm un fotbal curajos, să știm în toate momentele jocului ce avem de făcut. În mare parte a jocurilor ne-a și ieșit. Asta înseamnă o analiză destul de intensă și înainte de meciurile. Să știți că noi încercăm să le dăm jucătorilor cât mai multe informații despre adversar, ceea ce trebuie să facem pe plan ofensiv, ce trebuie să facem pe plan defensiv. Băieții sunt băieți inteligenți care în cam toate meciurile am aplicat cam ce am văzut, punctele forte ale adversarilor le-am anihilat. Am arătat bine și în acest an tocmai asta ne propunem, să arătăm bine ca indivizi, fiecare să aibă încrederea acordată de către noi, pentru că asta țin și asta le spun zi de zi, măcar 50% din încrederea pe care vă dau eu sau aveți voi în timpul jocului. Sunt momente când nu e cea mai bună decizie, sunt greșeli, cum toți greșim, dar trebuie să știm să reacționăm, trebuie să știm să... Nu știu, au învățat să reacționeze atunci când fac unele greșeli, pentru că mă gândesc la fel ca în orice alt domeniu de activitate, atunci când ești trup și suflet pentru ceea ce faci și faci o greșeală, automat îți, nu știu, îți atrage așa asupra ta niște energii nu foarte bune și supărarea este una destul de mare la nivel mental, mă refer. Am fost la sfârșitul lunii, decembrie, am fost la Madrid pentru a vedea câteva antrenamente și plus un joc al celor de la Real Madrid. Și frumos cadou de Crăciun. Da, era cumva o încununare a anului pentru mine, cel puțin. Asta le-am spus jucătorilor, dacă am rămas cu ceva după trei antrenamente, nu am văzut un reproș față de celălalt. Știu să lucreze în echipă, acceptă o greșeală, cei care greșesc sunt primii care încearcă să o remedieze și
asta trebuie să învățăm și noi. Să fim o echipă, nu știu, deciziile astea sau dialogurile între noi pe teren, în timpul jocului, cam nu și-au locul, pentru că în momentul în care noi suntem 11 cu tot cu portar, suntem 10 jucători de câmp și 2 deja vorbesc între ei, rămâne greul pe 8 jucători. Dacă reușesc să gestioneze eu vreau și asta. Aceste discuții le am zilnic cu ei, pentru că fotbal sau nu știu, lucruri la nivel tactic, la nivel tehnic, la nivel fizic le putem îmbunătăți, dar eu cred că acesta e un aspect primordial. Acesta este un motiv care te face să faci pasul următor, treapta următoare. Trebuie să fii un pic mai cumva mai docil față de cel care a greșit, să îi înțelegi greșeala, să pui umărul, să tu să fii primul care îl susține și numai așa putem crește. Pe mine și această săptămână cumva m-a lăsat plăcut impresionat în acest sens. Îi văd că și sâmbătă am avut un antrenament foarte intens și chiar mai aveau momente când să-și reproșeze, dar cumva îi vedeam deci că se temperează. Deci mușcau așa limba, nu să nu spune și ceva. Cumva pentru mine e un plus că... Semn că au înțeles ei, cele explicate. Eu de când am venit sau ei de când au venit și au lucrat cu mine, unii dintre ei au înțeles modul meu de a lucra. Cumva ei trebuie să separe omul Maxim Florin de antrenorul Florin Maxim. Pentru că sunt două lucruri diferite. Eu sunt foarte, foarte apropiat de jucători. Mai am discuții cu diferite persoane în acest sens, că sunt prea apropiat de jucători. Le spun tuturor, nu sunt un om fals, așa e modul meu. Nu știu dacă o fi bine, dacă lăsăm timpul să-mi spună dacă procedez corect sau nu. Dar eu sunt apropiat și în ceea ce privește și antrenamentele și jocurile și viața personală, dacă pot cumva să îi ajut, să fiu sprijin pentru ei, sunt în fiecare moment, dar deciziile sau faptul că iau anumite decizii în consecință până la urma urmei, trebuie cumva să deosebească aceste lucruri, pentru că nu trebuie să ducem relația noastră din antrenament, din afara antrenamentului, în joc. În momentul în care suntem cei mai buni prieteni, dar nu faci ceea ce trebuie. Trebuie puțin separate lucrurile. Trebuie să separate și exact. Cumva ei înțeleg aceste lucruri. Sunt un antrenor tânăr, probabil multă lume nu are încredere că, nu știu, spun că nu ai experiență sau nu știu când cred ai experiență. Cred că 2023 a demonstrat... Asta e cu experiența și modul tău de a vedea lucrurile și de a lucra, până la urma urmei, asta ne deosebește ca și persoane, ca și antrenori. Fiecare are modul lui de a vedea lucrurile, de a gestiona grupul, de a avea discuțiile individuale, de a avea discuții cu tot grupul. Asta ne deosebește ca antrenori și... Să știi că în fiecare zi lucrez și cu mine, lucrez în acest sens și vreau să devin din ce în ce mai bun. Care vor fi cele mai mari provocări pentru 2024, pentru Corvinul Hunedoara? Eu zic că asta pentru mine, cumva vorbeam de emoții și de trăiri, vreau să fie toată lumea ancorată, vreau să fie toată lumea pregătită și de la... Am spus, e un meci de fotbal, degeaba îmi trasez niște obiective, deși mi le trasez pe termen lung. La fotbal lucrurile sunt în mișcare, se pot întâmpla diferite situații neprevăzute și... Trebuie să fii pregătit să socotești din mers. Eu sper să fim sănătoși cu toții, să avem de unde alege, să luăm cele mai bune decizii și să mergem pe aceeași linie, de la meci la meci să fim bine, să fim în creștere, să producem fotbal, că doar așa am ajuns pe buzele tuturor. Am jucat un fotbal curajos la toate meciurile disputate până acum, și în Cupa României și
meciurile din campionat. Toată lumea mă întreba că poate jucăm așa, că nu avem presiune. Să știți că presiunea a fost de când ne-am întâlnit, de după promovare. A fost presiune pentru că eu îmi doresc de la fiecare meci să obțin maximum. Presiune a fost și în vestiare și înainte, și la pauză au fost presiuni și jucătorii poate îi veți invita și vedeți că au fost momente mai grele prin vestiar, deci presiunea a fost și va fi. Acolo în vestiar se întâmplă multe, nu? Noi ne dorim, atât eu, cât și conducerea, cât și jucătorii, cred că își doresc, la fel ca și mine, să fim mai buni de la zi la zi. Abia așteptăm să vedem și noi și să vă urmărim meciurile pe care le veți avea. Mulțumim, în special aici acasă, pentru că transmiteți așa, nu știu, niște energii foarte bune. Inclusiv recunosc mie, care nu sunt un fin cunoscător al fotbalului, dar odată cu renașterea Corvinului am început să înțeleg și eu mai multe aspecte în ceea ce privește fotbalul și cred că în asentimentul meu sunt mulți dintre cei care ne urmăresc, dintre cei care vin la stadion de fiecare dată și sunt acolo trup și suflet pentru voi. Lucru care, așa cum spuneai puțin mai devreme, vă dă și vouă așa o energie mult mai bună. Chiar se simte cumva energia publicului. Amintesc aici, sau aduc în discuție meciul pierdut de noi acasă cu Mioveniu. Lumea a fost foarte, foarte pozitivă și a apreciat efortul băieților. Băieții chiar au încercat și eu am încercat, cu toți am încercat să obținem acele 3 puncte. Nu s-a putut, adversarii ne-au dat gol dintr-o fază fixă unde știam că sunt periculoși și al doilea gol undeva pe finalul jocului, dar am rămas surprins, plăcut. Publicul a fost alături de noi, a stat până la final, ne-a aplaudat. Dar mă, trebuie să te bucuri de ceea ce asta vezi, trebuie să învățăm și să apreciezi noi și munca pe care acești fotbaliști o să le mulțumesc și pe această cale, că au fost alături de noi și înțeleg până la urmă efortul jucătorilor. Suntem într-o competiție și ceilalți își doresc, la fel ca și noi, să câștige meciul. Într-o zi îți iese, într-o zi nu îți iese, dar cumva publicul să vadă că ți-ai dat ultima energie pentru a încerca să câștigi acel meci. Vă propuneți și pentru 2024, așa cum a fost 2023. Sincer, nici nu mai țin minte câte meciuri ați câștigat, dar știu că au fost foarte, foarte multe meciuri câștigate consecutiv, așa? Vă propuneți să vă păstrați pe aceeași linie sau mai mult de atât? Noi ne propunem, eu pe asta mă bazez, de la meci la meci, meciul următor să-l câștig sau să încercăm să scoatem maximum din acel meci. Cumva la Liga a doua se echilibrează un pic valorile, echipele sunt mult mai bune, este un fotbal intens și ultimul meci din campionat împotriva Stelei a fost un meci, cred, plăcut pentru telespectatori. A fost un meci plăcut și de la nivelul gazonului, chiar a fost un meci intens între două echipe care am zis și înaintea meciului că își propun să joace fotbal și aia au și reușit. Noi am propus un joc curajos. Prima repriză nu a fost, din punctul meu de vedere și al jucătorilor, după pauză, având acea discuție cu ei la pauză, am căzut de acord că n-a fost ceea ce am stabilit, dar a doua repriză am arătat mult mai bine și am arătat la fel cum ne-am fi dorit. A fost un meci bun și cumva trebuie să luăm acel meci ca etalon. Și meciul de acasă împotriva Șelimbărului, am dominat tot meciul la toate capitolele. A fost un meci încheiat la egalitate 0-0. N-am reușit în acel meci să marcăm, deși am avut 2-3 situații clare de a o face, dar am arătat bine și asta mă mulțumește. De asta îmi propun și în 2024 să fim sănătoși, să ne focusăm pe meciul care urmează, să obținem maxim din el.
Și dacă tot ați obținut maxim din destul de multe jocuri, probabil că și aceasta a cântărit destul de greu și în decizia celor de la Consiliul Județean de a vă sprijini financiar, pentru că deocamdată nu există un sponsor din mediul privat, dar iată că și administrația locală și Consiliul Județean vă sprijină financiar, pentru că este nevoie de bani totuși pentru a putea să faceți performanță. Da, am înțeles că au venit alături de noi cei din Consiliul Județean. Le mulțumim pe această cale. Costurile sunt mult mai mari la Liga a doua, deplasările sunt mai lungi, necesită nu știu, nopți de cazare când mergi în deplasare. Sunt alte costuri la Liga a doua. Dar noi n-am avut probleme în acest sens, am avut un buget bun care să ne permită să ne desfășurăm activitatea. Jucătorii noștri au fost mulțumiți, sunt mulțumiți, nu am avut întârzieri salariale ca la alte cluburi. Ne-am văzut doar de meseria noastră și de treaba noastră și toți oamenii de la domnul primar au fost alături de noi și ne-au susținut cu tot ce am avut nevoie. Suntem la final de emisiune, a trecut foarte repede, încă mai fi avut destul de multe de discutat, dar sunt convinsă că pe parcursul acestui an ne vom revedea și ne vom vedea și la meciurile pe care le veți avea în perioada următoare. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi și alături de ei, cei care ne urmăresc, și mult succes pentru 2024. Mulțumim mult de tot! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!